Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la buletinul de știri. Multă bucurie și dispoziție bună a oferit festivalul cu genericul Lerui Ler cu flori de măr, desfășurat recent în piața centrală a orașului Drochia. Colinde, urături, cântece și dansuri, de toate acestea au avut parte atât participanții festivalului, cât și toți cei care s-au adunat în piața centrală. Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, Lerui Ler cu flori de măr, s-a desfășurat în orașul Drochia. Colectivele artistice și amatorii din orașul și raionul Drochia au surprins plăcut cetățenii, aducând în dar 10 de colinde și urături pentru a le fi anul cât mai prosper. De la mic la mare au venit pentru a face parte dintr-un eveniment frumos, dar și de a respecta tradițiile strămoșești. Au primit doar emoții pozitive. Îmi place foarte mult. Toți sunt foarte bine cântă, toți sunt foarte bucuroși la sărbătoarea asta. Ne aduc bucurie, avem o doză de energie și ne-am întâlnit cu prietenii care... Fiecare cu profesia și cu postul de muncă al său, însă aici, la festival, fac parte din colectivele artistice pe care le reprezintă cu multă voioșie și mândrie. Au menirea de a aduce bucurie în inimile oamenilor. Participăm la acest festival a obiceiilor de iarnă cu o plăcere deosebită. Este organizată la un nivel extraordinar. Probabil până acum n-au fost așa condiții de organizare. Foarte plăcut și izvar, călduț și plășințele. Lumea se distrează foarte bine. Am cântat, ne veselim cu anul nou și vouă și nou. Mulțumesc frumos! Am participat la o tradiție de iarnă, care asta e din strămoși și strămoșilor noștri. Care mi-a plăcut, super! Mi-a plăcut, am primit un colăcel, am primit o diplomă. Cu scopul de a aduce multe bucurii în preajma sărbătorilor de iarnă, atât locuitorilor orașului și raionului Drochia, cât și oaspeților, au pus umăr la umăr, s-au consolidat și au creat o adevărată poveste. Este o ediție ordinară a festivalului și tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, însă în acest an organizat un pic altfel. Am mobilizat colective artistice, formații de amatori. Astăzi sunt număr de 22 de colective care au venit să promoveze frumoasele tradiții strămoșești, ceea ce ține de tradiția de iarnă, cu colinde de Crăciun, ca să avem un an mai bun. Să ne dorim tuturor zile cu soare, zile împlinite. Multe surprize au fost pregătite pentru toți care au venit la sărbătoare. Tradițiile noastre moldave trebuie să fie păstrate cu sfințenie și nici de cum nu trebuie să fie date uitării, susține președintele raionului Drochia, Ion Dascăl. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, de ce să facem acest festival frumos, Lerui Ler cu flori de măr? Pentru că, într-adevăr, raionul Drochia are tradiții și valori foarte frumoase. De ce să nu le arătăm orășenilor, tot raionului Drochia? Pentru că noi avem așa tradiții frumoase pe care trebuie respectate, trebuie arătate celor mai mici, ca să vii și ei ani de ani de zile să colinde, să ureze, să seamene, ca să fie un an cât mai frumos și cât mai bogat. Am organizat frigărui gratis, izvar, plăcinte, cadouri pentru copii, covrici cum era odată la bunica acasă
și la urmă, în final, o să fie un foc de artificii foarte frumoase, pe care cred că o să fie o surpriză foarte plăcută. Festivalul Lerui Ler cu flori de măr se desfășoară anual cu scopul de a promova tradițiile și valorile neamului moldovenesc, dar și pentru a aduce spiritul sărbătorilor de iarnă mai aproape de cetățeni. Evenimentul a fost organizat de către secția Cultură sub egida Consiliului Raional Drochia și a adunat colectivele artistice și amatorii din întregul raion. Pentru desfășurarea evenimentului au fost cheltuiți 60.000 lei, bani alocați de către Consiliul Raional Drochia. Victoria Conia, Maxim Belinski, TV Drochia. În ajunul sărbătorilor de iarnă, îmbrăcați în straie noi și împodobiți cu flori și zurgălei, colindătorii de la școala profesională din Nisporeni au fost primii urători care au pășit pragul instituției. Prin scenetă, urătură și cântec au creat o atmosferă de sărbătoare și au fost mulțumiți conform obiceiurilor. Nerăbdare și cu mult plăcer s-a așteptat această zi, zi în care se dă startul sărbătorilor de iarnă, unde putem colinda, ura. Este o atmosferă de sărbătoare, o atmosferă plină cu veselie, cu dispoziție, cu voie bună. În școala noastră astăzi s-a petrecut o sărbătoare foarte frumoasă, a fost colindele și urăturile de către băieți, a fost o atmosferă foarte frumoasă și plăcută. Talentul și munca depusă a fost apreciată și de profesori. A fost atmosferă de sărbătoare cu multe colinde, urături. Elevii au arătat un succes și la învățătură și în distracții în toate domeniile. La final, toți elevii au făcut poze de grup pentru a păstra pentru eternitate acest moment. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți cu TV Drochia. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.